Acesta a fost mesajul foarte optimist, am putea spune, al premierului Viorica Dăncilă la intrarea în ședința Comitetului Executiv. PSD este pregătit pentru orice situație și poate guverna oricum. Dacă e să ne uităm la situația reală, Cătălina, lucrurile nu sunt atât de lejere pentru Partidul Social Democrat, dar nici chiar de speriat nu este situația, pentru că, potrivit codului administrativ și al legilor în vigoare ale României, Viorica Dăncilă poate să-și păstreze în continuare guvernul, chiar și în condițiile în care ALDE va demisiona, respectiv cei patru miniștri din executiv vor veni mâine, să spunem, cu demisiile la Palatul Victoria. Ei bine, Viorica Dăncilă poate să desemneze interimar și poate foarte bine să funcționeze guvernul în continuare în această formulă, chiar fără să vină în Parlamentul României să ceară din nou un vot de încredere, așa cum am auzit astăzi mai multe voci de lideri politici susținând. Într-adevăr, va fi complicat în cazul unei moțiuni de cenzură deja anunțate de Partidul Național Liberal, dar până atunci însă rămâne această variantă a miniștrilor interimari. Și să nu uităm, Cătălina, cu foarte puțin timp înainte să încep tu emisiunea, premierul Viorica Dăncilă a dat un mesaj de forță pe Facebook, un mesaj cu rol de calmare, să spunem, pentru social-democrați, în care îi acuză de lașitate politică pe cei din ALDE, dar în același timp întinde o mână celor din ALDE și din Pro-România, care vor să rămână în continuare în executiv. Așadar, își păstrează, să spunem, soluții alternative premierul pentru orice variantă, pentru că trebuie să menționăm, nici în ALDE lucrurile nu sunt neapărat liniare, nu toată lumea vrea să iasă de la guvernare, ar fi câțiva care ar dori să rămână alături de Partidul Social Democrat și asta pentru că Victor Ponta la ora asta nu le oferă niciun fel de garanții și, când spun asta, mă refer la o alianță politică, așadar una care să trăiască și anul viitor, căci vorbim tot de un an electoral. Lucrurile, cum spuneam, sunt complicate pentru PSD, pentru că UDMR, salvarea, să spunem, tuturor formațiunilor și tuturor guvernelor din România, de data asta este mai puțin flexibil și nu prea vrea să negocieze cu Partidul Social Democrat, ba chiar au rupt acel protocol parlamentar chiar în timpul campaniei pentru europarlamentare. Rămâne de văzut dacă se vor răzgândi acum cei din UDMR, deși pare greu de crezut. Mai este evident soluția aceea a negocierilor om cu om, a negocierilor individuale în Parlamentul României, dar și aceasta pare o soluție îndepărtată, pentru că vorbim totuși de 30 de voturi de care are nevoie acum Partidul Social Democrat pentru a supraviețui în legislativ și în continuare pentru a-și păstra guvernarea. Vom vedea ce vor decide astăzi socialdemocrații. Aș mai puncta faptul că, deși răsleți, sunt voci în PSD care ar vrea ieșirea partidului de la guvernare pentru a putea să-și refacă imaginea și pentru a câștiga câteva puncte electorale în perspectiva campaniei pentru alegerile prezidențiale. Vom vedea dacă această variantă, care este minoritară acum în PSD, va fi până la urmă supusă dezbaterii și votului. Diana, mulțumesc! O să transmitem și alte declarații făcute de liderii PSD pe măsură ce vor ajunge acolo la sediul din Chisele.